Ați spus că ați vrea la prezidențiale un candidat din exteriorul partidului? A spus că nu vreau să scot această opțiune. Nu sunt suficienți oameni în PSD în care ați putea alege? Da, sau? Dar nu mai vreau să... Foarte ușor rămâi prizonier. Am auzit aseară pe domnul Grindeanu și a spus că el ar vrea din interior. E o teorie și mă bucur că a spus acest lucru. Există o teorie că devii prizonierul șanțului pe care îl sapi. Fiindcă când sapi, stai cu capul plecat. Eu nu vreau să devin prizonierul acestui șanț. Am zis că este cazul ca Partidul Social Democrat să găsească o altă abordare. Sunt și îndreptățit să încerc acest lucru. Fiindcă am încercat de 4 ori și ne-am rupt gâtul. Și n-am reușit să lămurim românii că e nevoie de un președinte social-democrat să conducă România. Este normal că trebuie să schimbăm ceva. Am închis cutuma că președintele partidului e automat și candidat la funcția de președinte. Lucrul ăsta. Am introdus faptul că această dată nu numai un grup restrâns de oameni vor alege viitorul candidat la președinte. Nu. Cine dorește să acceadă la această funcție trebuie să meargă în fiecare județ, în interiorul fiecarei organizații, cu competitorii pe care o să ia, să explice de ce dorește să devină. Fiindcă e o decizie care mă privește și pe mine, și pe copiii mei, și pe copiii lor, cum va fi cazul, dar privește în egală măsură și pe consilierul comunal, județean PSD dintr-un anumit județ. Cred că este abordarea corectă și deschiderea corectă.